Ion Marin mi-a fost ca un tată. În perioada mea la Petrolul Ploiești am crescut foarte mult cu el în cantonamentul de la Crângului Bun. Am stat în cantonamentul din pădure non-stop în aceea. Veneam acasă doar în vizită la sfârșit de săptămână și uneori pentru câteva ore și apoi mă întorceam la Ploiești. Ion Marin era un antrenor sever, ne muncea, ne chinuia cu antrenamente grele ca să creștem, dar în același timp avea grijă de noi ca de niște bijuterii. În cantonamentele de pe Valea Prahovei la Sinaia ne alerga de ne dădea sângele pe nas. La prop ne hinghirea de ne tremurau picioarele 3 zile, dar ne ținea și în cele mai bune hoteluri, ne dădea cele mai bune mese, ne ducea imediat la refacere, saună, masaj, bazin și în campionat, pentru că eram foarte bine pregătiți, băteam tot. Steaua, Faru, Craiova, Rapid, Oțelul, nu conta. În presezon îi plăcea să ne ducă în Poiană, la Colibri, să facă grătare, ca să mai detensioneze atmosfera, să ne mai relaxăm. Iar la Ploiești, la Crâng, la începutul fiecare săptămâni îi plăcea să ne dea câte o palincă curată și un platou țărănesc. Niciodată nu mânca înaintea noastră, aștepta să mâncăm noi și apoi mânca și el. Seara înainte de meci îi plăcea să ne dea câte un pahar de vin roșu.